aprobarea procesului verbal de la ședința anterioară din data de 25.10.2022. Cine este pentru? Abțineri împotrivă? Trecem la ordinea de zi. Citim fiecare număr din ordinea de zi și îl dezbatem, da? Ca de fiecare dată. Primul punct. Proiect de hotărâre privind rectificarea de buget. Inițiator, doamna primar. Da. Avem acolo o sumă de 637.000 de lei, este alocată pentru masa caldă și noi trebuie să punem în buget această sumă. Dacă până la finalul anului această sumă nu va fi cheltuită pe masa caldă pentru copii și siguranță nu o să fie cheltuită pentru masa cum se cheltuie alta, statul îi retrage din nou, iar la anul îi dă din nou, așa e procedura. 6.300.000 și ceva din banii vechi. Deci pentru masa caldă pentru copii. Trebuie suplimentar la PUC cu 34.000 de lei, 80.000 de lei la proiectare pentru drumuri, 60.000 de lei aleile la școală Bucești, iar toți aceștia au fost luați din economiile pe care le avem, de 174, aici sunt 174.000, din drumul de la Lerei. Deci din drumul la Lerei am mai putut să facem studiul acesta pedologic, proiectare la drumuri și pentru alei pentru școală de la Bucești. Asta este lucrurile. Cine este pentru? Abțineri împotrivă, nu. Cel la punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației aviz. Inițiator, doamna primar. Da, aici știți că trebuie să plătim cotizații, dacă puteți și pentru acord și pentru adică da. Proiect de hotărâre la numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației ACOR. Așa, și proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului și a numărului de burse acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat în anul școlar 2022-2023. La 2 avem de dat 12.000 de lei, iar la 3 18.000 de lei. Deci eu sunt. 1.800 de lei la punctul 2. Și 12.000 de lei la ADI. Adică 102, eu mai prea vorbesc în bani vechi, mă încurc. 120 milioane vechi la ADI și 1.800 de la ADI. Tu chip aici. Și 1.800 vechi la acord. Da. Apoi pentru burse. Pentru burse, Cristina. Da. Deci Consiliul Local știți că am în conformitate cu hotărârea din 16.9. Da, avem ca burse de merit 32 de burse, ca burse sociale cu venituri mici 156, pentru orfani 21, una de boală, ocazionale 21. Astea ocazionale se dau o singură dată pe an, în cazul în care la anul se schimbă ceva și rectifică. Și bursele de studiu 35.000. Bursele din merit sunt cuantum de 2.000 de lei pe lună pe elev. Bursele sociale din cuantum de 2.000 de lei pe lună pe elev, 200 de lei, 2 milioane. Bursele de studiu în cuantum de 1.500 de lei pe lună pentru elev. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Trecem la punctul 5 al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind decontarea cheltuielilor de transport a cadrelor didactice care nu dispun de locuință pe teritoriul Comunei Poduri. Inițiator, doamna primar. Da. Avem o problemă cu omul ăsta, cu Mircea Cercel, care până acum a stat... Spuneam de burse. Cred că trebuia să ne fie de burse de acolo. Da, am spus despre burse. Decontarea transportului. Pentru cadrele didactice. Cine este de acord? Fiecare an am trecut spiste asta, că de asta am trecut. Bun. Așa, la punctul 6, proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență domnului Cercel Mircea, cu domiciliu în localitatea Poduri, sat Valea Șoșii, județul Bacău. Inițiator, doamna primar. Persoana asta stă în casă cu o altă familie Cercel, care și la rândul lor stau în casă cu copii.
El, săracul, este bolnav și psihic, nu numai. Și am dat, am dat 2000 de lei, dar de fapt n-am dat 2000 de lei, am cumpărat niște materiale și au pus și mână de la mână și au muncit și au făcut în spate, îi face ca o cameră unde să stea, pentru că s-a apucat să spargă geamul, s-a apucat să sară la copii cu țâtul, deci adică a început și nu mai poate să-l mai țin în frâu. Și plus că, cum se spune, o idee asta care nu, care face pe el, care nu, chiar eu, n-am ce să mai spun despre și ei cât zic cum îți face o cameră acolo în spate și s-au apucat deja să-i facă și i-am dat niște materiale și am vorbit și la Catrin cu idei ca să poată facă niște bărbări, de aceea să poată să facă să-i ridice măcar o cameră cât de cât ca să poată să-l țină acolo, pentru că nici spitalul nu vrea să-l țină, nu poate să-i facă nici... Și chiar dacă îi face ajutor de asta de, cum să zice, de handicap sau de... N-are cine, că nu vrea nimeni să se... Da, să duci, să mai duc ceilalți din jur, că au acolo, știți, că au pe cei care sunt cu cântatul pe acolo, cu... Eu m-am ajutat aia, dar nu prea vrea nimeni să ducă, pentru că... Acum știți cum e, șansă că să-i face măcar să aibă o... Să aibă o acoperiș, o om, până la urmă. Da. Deci, de fapt... Asta a fost ajutorul de urgență, de 2000 de lei, dar nu i-am dat banii lor, am cumpărat materiale, am cumpărat OSB, am cumpărat tot ce trebuie ca să poată să facă o cameră. Da. Cine este pentru? Împotriva, abținere. Punctul 7. Proiect de hotărâre privind alocarea din bugetul local a sumei de 3000 de lei pentru organizarea desfășurării Festivalului de Tradiții și Obiceiuri Podureanca, inițiator doamna primar. Este vorba de festivalul care e în fiecare an, Podureanca. Am vorbit cu Alina Muncilă, ține și anul ăsta cu timp de două zile, să dăm și noi o sumă, da, să cumpere ce mai este de cumpărat, că are, sunt foarte multe și foarte mulți invitați. Adică, în sensul dimineața până seara și să-l pune, faptul că îi pune la masă, îi, deși asta e foarte puțin. Mai băsar și părinții și eu am mai fost care am mai dat și așa, că nu ajung oricum, dar să dăm și noi ceva pentru festival, că ca să nu mai spunem că îți cerim de la consilie, să zic. Cine este pentru? Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, a devizului general actualizat și actului adițional numărul 3 la contractul de execuție în lucrări numărul 3442 pe 187 pe 18.05.2022 pentru obiectivul de investiție modernizare drum local Leren, Comuna Podu, județul Bacău. Inițiator, doamna primar. Da, este vorba de drumul de la Leren. Am într-o zi, vreau să fie un pic mai cald și când avem o, cum să zice, când avem o ședință și un pic mai cald, pentru cine nu a fost, azi facem o, să punem un pic de cald, să mergem până acolo, ca să vedeți și dumneavoastră pe ce, pentru ce ridicați mâna, că mai ales unde sunt investiții în genul ăsta, care implică atâția bani și care implică atâția bani din buget, ceea ce este foarte important. S-au făcut, după cum am spus de la început, au fost făcute și niște economii din bani, și a fost că din banii de economii am făcut alte lucruri, pentru că așa mi se pare corect. Iar aici este vorba de recepția finală care a avut loc pentru drumul de la Leren. Vreau să vă spun că a trecut cu magna cum laude drumul, pentru că a fost făcut foarte bine și nu a avut absolut nimic de comentat nimeni în ceea ce privește acest drum. Mai trebuie să mai, cum să zic, mai supunem la vot documente care trebuie să fie această lucrare, pentru că așa se face. Dar recepția, m-a spus, a fost, tot a fost super bine, la superlativ. Cine este pentru? Nouă. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al Poliției Locale Poduri. Inițiator, doamna primar. Am spus, cu următorul lucru. Nu numai faptul că am avut curse de conturi, a fost un control de anul acesta. Noi, anul acesta, am avut și un audit. Auditul au făcut control pe mai multe segmente. În ceea ce privește segmentul, au fost segmentul financiar, segmentul solar, mi-am? Da. Scuze. Am atins. Segmentul financiar, au fost pe diferite segmente pe care lucrăm noi, da? Taxe și impozite,
Mi s-a spus exact unde se dăm cu taxe și impozite. Cea mai mult de punit să facem, să punem popriri pentru persoanele care au zeci de milioane și milioane și care sunt datoare pentru la primărie. Haideți să ținem cont de lucrul și să vorbiți un pic și dumneavoastră cu oamenii, măcar cei care sunt în asentiment cu mine și nu vor să iei contra să, neapărat. Haideți să vorbim în sensul următor. Spuneți oamenilor așa, dacă își plătesc până la sfârșitul anului datoriile pe care le au, nu mai plătesc acea dobândă. Că așa, așa am spus printr-o ședință din Consiliul Local. Care sunteți la biserică? Puteți să spuneți. Până la urmă, nu-i doar numai în ajutorul nostru, până la urmă am venit și în ajutorul omului. Că dacă tu, dau un exemplu și probabil cine o să uite și la ședință și o să vadă, dacă tu ai 2.000 de lei de plătit și ai dobânda 4.500, pentru că știți cum se întâmplă ca dobânzile câteodată să fie mai mari decât... să crească mai mari decât ai tu de plătit. Și atunci dacă tu ai venit și ești cu tine de 4.500 și vii numai cu 2.000 de lei, deci clar că ești în ajutorul omului și în ajutorul nostru, ca și primăriei până la urmă. Dar și în ajutorul omului mare parte, dacă suma e mai mare aproape de 2 ori decât ai tu de plătit în debit. Deci clar că vă rog să anunțați treaba asta, o să mai anunț și eu. Și o să mai anunț și prin Facebook și prin Twitter, dar anunțați și dumneavoastră, la un vecin, băi, dacă ai și știi că e unul care, că știți care sunt rău platnici, de obicei, noi cam știm care, băi, nu și-o plătită, că na. Dar e un lucru care vine în ajutorul omului. Aici am făcut o paranteză. De fapt, am să ajung de unde am plecat, în momentul în care a fost auditul, a fost pe partea de finanță, a fost pe partea de taxe, a fost pe toate, absolut toate compartimentele, a fost auditul. Ei, acum auditul a fost și la poliția locală. Și ni s-au dat niște măsuri la poliția locală, să facă cu tare. De ce? Pentru că trebuie pus în afara faptului că trebuie să faci ceva, trebuie să pui foarte multe documente în ordine. Iar documentii care nu sunt, ne-au pus ca măsuri să le facem. Pentru ei, de exemplu, acum au fost făcut un regulament de organizare și funcționare. Foarte puțini primării, pentru că eu am vorbit, au acest regulament. S-au dat un regulament din mână în mână, toată lumea ia și copii un regulament și face regulamentul sau îl aduce și îl modifică și îl aduce pentru fiecare personalizează, pentru fiecare instituție în parte. Aici nu facem decât asta, decât să aprobăm regulamentul. Cristina l-a făcut, o să le dea celor de la... Le-ați pus la dispoziție și plus de asta cei de la poliția locală. S-a făcut un regulament, apropo de poliția locală, s-a făcut un regulament de acum. Și în fiecare seară și după, și în timpul câte sărbătorile, când vin sărbătorile, și de după sărbători o să fie fiecare seară pe drum în patrulă. Deci când o să fie câte doi, când o să fie, dar în fiecare seară, cel puțin până după sărbători, o să fie poliții pe drum, în cazul în care, în cazul Doamne ferește, bine voi și în cazul de ceva, să știți despre ce e vorba. Așa cum vorbim acum despre regulament, cine este de acord cu regulamentul? Da, mai avem numai un pic la... Mai am și o părere vis-a-vis asta. La ce cu regulamentul? Dar nu vrei să vorbim la diversii? Nu. Acum, vis-a-vis de la regulament. Da. Da, poți să spui că nu-i. Da. Deci, regulamentul am apucat să trec, dar foarte repede. Părerea mea e că mai trebuie îmbunătățit și o să trebuie revizuit un pic. Sunt multe chestii care sunt preluate, să văd niște chestii care ne scapă. N-a de că vin studențești în fund. Vă dau un exemplu. Deci să revizuit. Deci, din timp, să avem timp de el și putem să-l luăm. Asta, ideea asta este. În rest, 90-95% este bun. Ai făcut așa, mai pe repede, dinainte, că n-am. Eu am spus, deci poate revizui, ca orice procedură, orice instituție, se poate revizui. Da, mulțumesc. Și eu am parcurs regulamentul de organizare și funcționare a poliției locale, astăzi. Susțin tot ce a spus domnul inginer Costel, în sensul că mai poate fi îmbunătățit. Aceste îmbunătățiri pot să vină ca propuneri din partea dumneavoastră. Pentru că stă ca un ghimpe în suflet acolo, cum s-a distrus părculețul din fața grădiniței, cum bețivane și cerșetorii iau și pâinea din gard de la oameni pentru că n-au altceva de făcut, cum se procedează în multe situații în care, mă rog, spunea doamna primar de un țigănuș de acolo care are apucături
deosebite, dar am avut și avem și noi destule. Eu n-am auzit poliția locală să zică, băi frate, am stat de vorbă cu cutare sau cu cutare. Sunt destui. Fiecare din consilieri au un anumit sector. Eu dacă răspund de Brănești și doamna primar și doamna secretar a aprobat acest lucru, apoi eu trebuie să informez tot ce se mișcă în Brănești. Polițistul local este ca un polițist de altă dată în care trebuie să știe de o întreagă comună și ale și ei să repartizează pe sectoare. Dar fac și cât pot, ajută mâna dreaptă a doamnei primar, e un lucru deosebit. Da. E bine, e bine că s-a făcut. Da, mulțumesc, doamna primar și doamna președinte. Te-am aprobat? Cine este pentru? Da. Punctul 10. Proiect de hotărâre privind actualizarea regulamentului de organizare și funcționare SPC-le Podul. Este vorba, s-a mai fost odată aprobat regulamentul. Acum mai în urma reactualizăm în urma celor discutate cu cei de la județ care au venit și au fost ieri în comisia de la județ care au venit ieri și au fost în ca un control ca să vadă despre ce-i vorba cu aceasta, că până când se dau aprobările și până începi, nu este chiar așa de simplu, că aici este vorba despre, nu e numai vorba că ai dat drumul, ai făcut buletine și ai început, nu, e vorba despre STS, e vorba despre foarte multe lucruri, se lucrează cu documentii cu date cu caracter personal, se lucrează cu documentii care sunt secretizați la un moment dat și tot au venit comisii de mai multe ori, ieri a fost, cred că pentru ieri a fost pentru ultima dată, ca și data trecută, din punct de vedere a sediului, v-am spus că este un sediu foarte frumos și este unul dintre cei mai faini sedii din județ. Efectiv, el va funcționa cam după 15 ianuarie, va începe să funcționeze sediul. Mai trebuie puse grilaje metalice, mai trebuie cumpărate niște de-astea metalice, fișieri metalice, că acolo nu prea poți să lucrezi cu așa se bine, dar în fel știți, o spargi și îți faci vreo bucurie. Și avem acest regulament, cine vrea să-l studieze, eu vă spun sincer că nu l-am studiat, nici nu m-am uitat pe el. Acum îl văd și eu, pot să mă uit și eu să văd despre ce-i vorba, dar problema este că cei care vor lucra acolo vor trebui să știe foarte bine despre ce-i vorba, pentru că vor fi diferite controle pe, exact pe calea asta, că mai ales că suntem deschiși acum la început, cel puțin de două ori pe an vor avea control care să depinde cum se îmbunătățește legea, cum se mai schimbă, cum se mai fiecare. Da. Dar îmi pare bine că s-au făcut puținii comuni, să știți că din județul Bacău au deschis așa ceva. Demersurile pentru funcționarea asta și pentru a face acolo, îți zice cel puțin vreo 3-4 ani, de vreo 4 ani aproape, cred că lucrăm numai la ce înseamnă documentații și controle și ce am făcut acolo, știți cum arăta? Am chiar o post vechi ce era și acolo. Și ce... Da, da. Ei au venit și la început când au văzut despre ce vorba și acum au văzut și cum s-au finalizat. Ce înseamnă cum s-au finalizat? Ei nu vin să controleze neapărat spațiul care este acolo. Ei încă o dată să vă spun să controleze partea de securitate, partea de sfoadă. Absolut, da, e foarte important, mai ales partea de securitate. Și nu mai vorbim de camere, de la vedere, să fie, da, trebuie, deci este foarte dotat, fără, da. Eu mă bucur că cetățenii de la noi o să poată să aibă acces la așa ceva, suntem cu toate că m-am gândit că la un moment dat nu o să ne aprobi să facem, pentru că suntem aproape de oraș. Sunt comunii care sunt la câte 20-30 de kilometri, sau de Bacău, sau de care se duc să-și facă acolo și nu poate să-și facă. Așa că spun eu că suntem totuși privilegiați și cred că sper că și dumneavoastră, așa administrativ, că ați participat la asta și rămâne după dumneavoastră lucrul ăsta, sper să vă simțiți un pic mai mândri cu 1 mm la sus. Da, mulțumesc.
Da. Ce vreau să spun, doamna primar, este faptul că din parcurs sunt vreo 3 sau 4 comune, dacă 5, din câte știu eu, și un lucru bun pentru cetățenii comunii Podul, faptul că suntem numai noi, pentru că acolo erau 3-4 comune anundate. Și mai merg până la Moirești pentru ceva, nu cred că e un lucru foarte, foarte bun. Chiar mă bucur. Da, poate mai fi de... Dar putem și să verificăm, de exemplu, acum când o să deschidă, putem să verificăm și pe cei care sunt cu probleme, să știți că s-au găsit mulți cu probleme, care nu au fost, chiar care nu au fost cu buletinele foarte vechi, cu buletine expirate. Sunt din partea asta de aici, de rom, care niciodată nu a fost să n-aibă bani să poată să-și facă buletinul, că erau bani numai până la mâine să facă buletinul. Deci chiar au fost și cazuri de astea. Da, aici trebuie să doar pentru buletin și alte certificate de, mă rog, nu se fac permise și așa și poate. Și așa poate, că o să întrebi, sigur o să trebuie, dacă fac așa poate, da. Da, asta nu face nimeni, nu mai face nici Moinești, nici nimeni. Astea acum doar inspectoratul de poliție, pentru că aici evidența populației s-a desprins cumva un pic, că tot în minister, dar s-a desprins un pic de asta, de Ministerul de Interne. Da, mulțumesc frumos. Aprobare? Cine este pentru? Mulțumim. La diverse. Da, am să încerc să spun câteva lucruri. De vreo 3-4 ședințe, cred că ați observat că n-am luat cuvânt. Și credeți-mă că îmi vine în minte vorbele doamnei primar, că zâmbetul și respectul pentru pădureni au fost puterea noastră. Și în campanie, și în activitatea de zi cu zi, activitatea curentă. Vom analiza activitatea desfășurată pe întregul an calendaristic 2022, cred că după Revelion. Dar în anticipație vă pot spune că doamna primar foarte modestă spunea că domnii care au venit în control au spus că acest obiectiv din curte de aici, de lângă piața noastră aprobată, este un obiectiv deosebit și este pe locul întâi pe județ, îmi spunea cu mândrie doamna primar. Eu aș completa, doamna primar, că omul sfințește locul, în orice situație. În orice situație. Și de asemenea că activitatea din 8 noiembrie, extrem de reușită, eram lângă domnul inginer Costel Sarparu și lângă domnul Iulian Enea, acolo unde ne-au pus băieții de la poliția locală să stăm noi consilieri, eram pregătit să intervin și eu în discuții, pentru că copilăria mea a fost alăturată de copilăria lui Gheorghiță Lupeș și a lui Titi Lupeș. Părinții mei sunt cununați religios de Tanti Maria și bădia Costică Lupeș, părinții lui Gheorghiță. Și de asemenea, o concluzie pentru toți ceilalți a fost următoarea, și este în mintea mea următoarea. Acești oameni, și Gheorghiță Lupeș, cetățean de onoare al comunii, și Cristina Preutesi, și respectiv colegul meu, un dascăl deosebit, Puiul Liberii, s-au ridicat, domnule, pe propriile lor picioare. Părinții lor, eu vă pot spune de toți ceilalți. Pădurenii au fost renumiți în a avea cai frumoși și a merge, cum spunea în monografia comunei, a merge în toate comunele Vrancei și respectiv mai jos până la Râmnicu Sărac cu păcură, cu gaz, cu diferite produse care erau prin zonă și acolo nu se găseau. Vă spun cu sinceritate că caii care i-a avut Nea Costică Lupeș, părinții lui tate, lui Gheorghiță Lupeș al lui Titi, de asemenea, caii
și căruțele și activitatea asta de comerț a lui tanti Mărioara și Costică Sarparu, tanti Ileana și Vasile Sarparu, familia Freutesi, Iscu de prin Valea Joșii și în toate colțurile comune, pădurenii au fost gospodari. Cuvântul gospodar spune totul. Spune totul în sensul că, începând de la casa și familia care și-o construiau în jurul lor, vă spun, au fost oameni de preț. De asemenea, acești oameni au fost oameni cu o mare. Au fost oameni care au ajutat pădurene. Mă gândesc la Cristi. Un dascăl deosebit, poate dumneavoastră nu știți, dar eu când lucram tot ce înseamnă proiectele de încadrare, 18 ani cât am fost director, Puiul Bibere avea un scris și o ordine în documente ce nu vă puteți imagina. Ancuța preia, profesoara universitară preia ceea ce tatăl lui a făcut. Un om deosebit, un om deosebit și spuneam că poate dumneavoastră nu știți. A terminat universitatea cu medie generală 10. Ce să mai spui de un astfel de om? Un om deosebit. El a trăit adevărat că pe teritoriul conacului acela boieresc de la Cernu, poate nu știți nici asta, dar toate aceste lucruri ne determină să evidențiem activitatea în sine și propunerea doamnei primar o văd extraordinar. A urmat apoi ceva care nu era de crezut, nu era de crezut așa ceva. Și transmitem doamna primar și Consiliul Local sincere condoleanțe doamne Mioara și doamna Menicușor Balaban. Cu trupul și cu sufletul și cu credința noastră strămoșească în noi, am fost și suntem alături de dumneavoastră. Cu mult, cu puțin, dar domnul Nicușor se transmite și lui doamna Mioara. Cea mai grea durere este când părinții își îngroapă copiii. Cea mai grea durere este atunci când îți moare cineva foarte drag și un om extrem de reușit ca educație și tot ce doriți. Mă gândesc la părintele, sper să nu greșesc, Cristian Ioan sau Ionel. Să dea Dumnezeu ca, virgulă, Coana Preoteasă, soția părintelui, și dumneavoastră, familia, să treceți cu bine peste toate aceste lucruri. Și spun acest lucru pentru că, Nicușor, scumpule, eu o cunosc pe Mioara, mi-a fost elevă, și pe Costel și familia Starparu, ei sunt mai tare un pic din fire. Tu, în schimb, Nicușor, ești de o sensibilitate rară întâlnită. Nu trebuie să pui, a fost, S-a dus la Doamne, nu trebuie să pui la suflet ca să aveți alte necazuri în familie. De asemenea, o durere fantastică a fost soția și Cătălina, fiică-mea, la Lenuța Buftea, profesoară de franceză, care a funcționat în poduri și care atunci când eram director, am fost de foarte multe ori la orele domniei sale. Și la dirigenție, și la activitatea franceză, cât mă pricepeam la franceză. Un om deosebit. Avea o putere de a sintetiza în culoare și lumină prin acele expoziții și în Canada, unde erau fetele ei, și respectiv în alte țări, avea o putere nemaipomenită de a desena și a organiza niște lucruri de suflet. Un om deosebit. Păcat că
a dispărut dintre noi niște condiții oribile. Mai mult nu spun, cred că ați auzit și dumneavoastră. Aș ruga doamna primar să privim cu încredere în viitor și activitățile care vin la final de an, ne-a spus dumneavoastră, cu Festivalul Podureanca, cu activitatea de la Bucșești și cu toate celelalte, să vă găsească pe dumneavoastră sănătoasă, să aveți putere de muncă, că știu că sunteți generoasă și foarte respectoasă și profesional desăvârșită. Și mai adaug, doamnă, credincioasă. Vă iubiți și vă respectați podurenii și vă respectă în cor pe dumneavoastră. Mulțumesc! Două puncte foarte scurte pe care cândva le-am mai contat. La evenimentul din 8 noiembrie a fost o aglomerație de nedescris în zona centrală aici. Să încercăm să găsim cu un proiect, să mai facem niște spații de parcare. O soluție ar fi niște șanturi din astea care sunt deschise, să le facem acoperite cu gen biscuite, cum se spune din vorba aia, să mai facem niște, egal de la magazinul domnului Starpaul, pe fața magazinului domnului Nistoreanu, dacă ar fi făcut biscuite, ar mai fi loc niște, să parchez niște mașini, și-ar mai putea găsi și alte soluții, mă rog, care vor. Asta ar fi un punct. Și al doilea punct, s-a schimbat becurile. Este extraordinar. O lumină frumoasă, dar am și eu un fix. Încă nu este reglat cum trebuie. Am plecat tot timp de seara, atât de dimineață, sunt locuri în comună, la puncte de astea de aprindere sau cum se numesc ele, care într-adevăr sunt reglementate, nu sunt peculiarul ăsta pe lumină. Ei, sunt alte puncte, de exemplu, pe Valea Mea, cel puțin o jumătate de oră, a becurile pe lumină. Loc tare mult. Cine se pricepe la treaba asta, să ia măsuri, că este păcat la timpurile astea, ca să pui atâta problem cu economia de lumină, să fie becurile aprinse pe timp de zi. Vă mulțumesc! Becuri pe timp de zi, o ați mai multe zile sau le-ați fost în singură zi? Nu, pe timp de zi. Pe timp de zi, puțin seara, puțin dimineața, lasă mă regea. Nu poate ziua în două zile. Doar trebuie redus perioada de funcționare. Ne-am redus la toți, în toată comuna. Am redus pe bucăți. Am redus pe mai multe bucăți. Pe, am înțeles că acolo, dar acum, probabil sunt mărind, sunt micșorând ziua, dar unde mai sunt probleme? Încă nu s-au terminat tot, că băieții încă mai lucrează la ele și încă nu s-au terminat tot de făcut. De-abia au început, de săptămâni, când au terminat de pus LED-urile, becurile cu LED, acum au început să facă, să regleze exact. Că știți foarte bine că am așteptat să se schimbe și celelalte din toată comuna și acum reglăm pe bucăți, pe fiecare PT în parte și probabil că încă la PT acolo încă nu a ajuns cu... Dar se lucrează și noaptea se întrerupe și Costel, da. Aici cred că o să vorbesc și cu cel de la primul care se urmă, să vedem ce sunt dotate, dacă sunt programatoare. Timp mai înțeles ceas, da. Sau sunt cu un stel de crepuscular. Nu, 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 cu ceas, că știu că spuneam cu părții de alea cu ceas. Și atunci o să, dacă domnul Neric îl deranjează lumina, o să te duci la pot și o să îi mai reglezi și tu, că n-ai ce faci. Cu mare plăcere, numai să fiu da, destul. E simplu, e treaba simplă. PT6, domnul Costel, este realizat de Gheorghiță Busioc, când era primar domnul Dobrovăr, e cu senzor. Când apare întunericul, automat se declanșează. Dimineața, când apare luminatul de dimineață, se stinge. E, cum m-a spus dumneavoastră, senzor, senzor de lumină. Nu, se pot asta face și un lucru bun, pentru că am mai câștigat ceva la economie. Dar asta trebuie întrebat cu doamna primar, trebuie văzut și deci și foarte multe, sunt multe PT-uri, echipa vine și fiecare trebuie să regleze într-un anumit fel, stă până ziua până altă se vadă, despre ce vorba pe o bucată, pe unul se mută pe altă bucată, adică nu e chiar foarte simplu să facă în fiecare zi.
Și în afară de asta, dacă văd, pur și simplu văd și partea, eu de obicei văd partea plină a paharului. Eu când văd partea plină, spun așa, la ce becuri erau și ce de astea, cât gălea, da, și era, adică cât, da, față de ce, față acum, cum ar veni un singur bec de ăla, consuma cât consuma acum becuri, da, pe 10 becuri, da. Adică dacă stau și mă gândesc totuși numai la economia asta făcută, și economia asta nu e făcută numai așa de la noi, economia asta este făcută de faptul că am făcut un proiect și să mers pe proiectul ăsta pe bani europeni și noi n-am dat bani. Bă, toți banii ăștia au venit numai dintr-un proiect european. Adică dacă văd și lucrul ăsta și așa, mai aștept o leacă până când să facem și nu poți să-i faci chiar pe de, chiar nu poți, oricât ar fi. Că, apropo, că a spus din poliția locală că nu stă, da, chiar credeți, domnul Bia, afară, acum afară, chiar credeți că poate cineva să stea lângă tăți copiii și să vadă cum rup acolo o rupisită pe unde a fost pe la... Stau noaptea, stau ziua, dacă ei nu se civilizează și părinții nu au grijă să-i țin un pic în... în frâu, în ceea ce face, chiar credeți că poate să fie și 100 de polițiști dacă sunt. Dacă el ăla îi arde, arupi și o dar cu picioarele, adică să-ți iau pe masă cu picioarele, cu picioarele pe mesele unde am pus ca să joace un tenis, să facă ceva și dacă nu se face nimic, de ce apa faci? El mai trebuie și întreținut, că asta e problema. Nu poate cineva să stea să-l întrețin zi de zi o masă sau așa, mai trebuie acolo la costel în față mare, cel puțin în parculețul cealaltă când e mare și așa, e ceva, să știi, zonă de trafic turistic și acolo, dimineața, noaptea. Poliția trece, e foarte adevărat. Am avut probleme și la Cernu, prin spatele școlii pe acolo, s-o dus și noaptea, s-o dus să vadă despre ce e vorba. Mai fac și alții, am unul dintre polițiști implicat cu poadul, cu cât trebuie un bărbat pentru că să dau acele, cum să zice, să dau alimentele pentru cei cu ajutorul social și pentru cei cu handicap. Ceilalți sunt pe drum, fac drumul, ne trebuie utilaje, este dezăvezirea. Credeți-mă, suntem puțin 35 la câte comună. La noi nu 350 de angajați care lucrează în, la primărie, la noi 35. Nu ne apucăm acum să facem... să-i dublăm. Nu asta e ideea, dar trebuie să înțelegeți și dumneavoastră și lumea din Comuna Bodruș. Și eu sunt convins în momentul în care am vorbit cu lumea, lumea chiar o înțeles. S-au făcut lucrurile mai mari, pentru că este adevărat că între timp se strâng de lucrurile mari și iar trebuie să ne fie asupra lor, asupra lor. Pentru că să fac și lucrurile mai mici, dar nu știu cât ceva. Să nu aveți impresia că dacă până acum am avut atâția bani strânși la buget, o să ne mai fie ușor să mai facem economiile și să le împărțim cum vrem, pentru că din 5 vin vremuri destul de grele. Eu așa văd. Iar văd după cum e strâns cu ușa, acum îți lucru și cred că și dumneavoastră, ca și gospodării, și ca oameni, și ca salarii, și ca tot, simțiți lucrul ăsta pentru că așa se întâmplă acum în societate. V-am mai dat exemplu odată și foarte simplu. Când acum câteva luni făceam un program la Buldo, să vă dau exemplu pe o lună de zile, pentru că cum erau motorile de legion, eu acum mai dai pe jumătate de lună, pentru că pur și simplu motorile s-au dublat. Deci lucrăm exact la jumătate, tot timpul la jumătate. Și cheltuielile au fost într-un an întreg, acum sunt pentru jumătate de an. Deci cam așa se pune problema. Și nu e chiar simplu, credeți-mă, de 5 lucrurile, și să știți că mă trezesc la primărie cu mai multe lumii și lumii care chiar mai are și o pensie de 10 milioane, cu toate că nu e o sumă extraordinară 10 milioane, dar mă trezesc cu lumii care vin și spune să-i dau alimente, care vin și spune domne, dă-și mie măcar ceva, dă-mi un ajutor, ceva. Vă dați seama că câteodată ești neputincios să faci nici lucruri. Așa arată lumea că nu iau eu acasă și n-am luat nici acasă, nici. N-am luat un chil de ulei, nici măcar din acele sparte nu le-am luat. Și poate să confirme toată lumea care știe și mă cunoaște și știe despre ce-i vorba. Dar vin după medicamente, vin că nu au ce să-și cumpere pastile. Credeți-mă, oameni care vezi pe stradă și spui că... Spui că cine știe, adică la cum îi îmbrăcași, la cum arată, bă, să ce mine o duci, dar nu e așa, chiar nu e așa, încep lucrurile din 5 să răutățească cu 10 milioane, numai aici, numai dacă mai ești și bolnav și stai 5 milioane și medicamente, și care nu are și nu a avut, nu mai vorbim cum mai bine să-și plătească de acum lemnii, să plătească, dar nu mai vorbim de mâncare, doar trebuie să ieși mâncare, să mănânci, nu? Da. O să fie din 5 mai greu și o să vedeți dumneavoastră că foarte greu va fi pe februarie-martie și o să simțiți și dumneavoastră și la nivel de gospodării și la nivel de casă că în momentul în care vin facturile de pe iarnă și în momentul în care vă spune că din 1 decembrie încep din nou o scumpire de alimente pentru că vin sărbătorii, știți că întotdeauna când în sărbătorii scumpești, cine știe cât o să mai scumpească. De asta spun, nu vă spun, numai de azi dimineață, de când am intrat în birou, numai de azi dimineață vă spun câtă lume a venit după lemn. Deci după domne, dă-mi o spinar de lemn, n-am cu ce să mă călăsc, înțepenesc în casă de fric, ce zic
spune, frate, că nu vreau să dau că... Da. Că la pădure se duce și pune amendă, nu știu cât și așa, au amenzi miliarde în buget, că s-au dus și-au mai vândut și ce-au mai făcut și așa. Și acum nu mai poate să mai intri în păduri. Ăștia cu lemnile nu vor decât să dea parchet și așa, și fac și distrug tăt și nu vor să facă, să ne ajute cu absolut nimic. Și cam așa stau lucrurile, nu? Dacă aș fi lucrurile să tragem sforile numai într-un, dar nu ține numai de mine și știți foarte bine cum ține numai de mine. Nu mai spun că, nu mai spun că mai sunt și foarte inteligent și cârcotaș, dar îți dai seama de inteligență rară care nu stau acasă, decât cred că n-au altă treabă, am eu o vorbă, dar nu o mai spun acum pe ei. Spune-ți-o. Nu mai spun că nu-i frumoasă. Da. N-au ce să-și bagi, cum să-și bagi și n-au decât să stau și scriu. Stau, scriu câte 7-8 pagini, le trimis la DNA, la DICOT, la... Cred că m-au anchetat toate instituțiile statului. Da. Mai urmează din afară să mai vină, cred că să mă mai anchetez. Ce să găsească? Că chiar n-au ce să găsească. Chiar au fost lucrurile făcute mai mult decât corect, mai mult decât 100% corect. Dacă vine el și mă întreabă despre cum am pus că lipsesc două becuri cu LED și scrie acolo că lipsesc becurile celea cu LED și unde-s becurile alea și... Bine, că și am văzut și cine o scrie și cum și m-am interesat, nu mi se pare normal. Dar acum, la următorul, nu mai stau ca să mă mai scrie și m-am plictisit să mă duc și oamenii care mă, cum să zic eu, și care anchetează, tot anchetează aceleași lucruri de ani de zile și tot vin și anchetează toate prostiile. Ei, am să mă duc și eu, acum, imediat cum, dacă mai scrie, mă duc și eu și dau un judecat să-i găsească și să merg mai departe, că altfel nu, dar eu mai trebuie să mai stau să fac și treaba. Nu trebuie să stau numai să mă gândesc că ce vine de acum 100 de ani trebuie să dau eu cu subsemnatul, dar pentru ce? Dar nu mănânc cu 7 guri, nu am, nu ne-am luat avion, nu am niciun fel de afaceri de astea extraordinare. Dar cum ați vrea să meargă primar? Chiar foarte curioasă. Cu elicopter. Da, cu care elicopter? Că nică cred că ar fi mulțumit dacă urc într-o căruță, nu cu elicopter. Să mă bat cu bătării și că vin pe jos, cu papucii rupi. Am avut 16 minuți. 16 minuți, puteam să spun să-mi primar, nu mă duc. Nu am bani cu ce să mă duc la toate nunțile astea, ca să spun așa. Pot să nu ce spune? Uite și care e asta. E primar, nu a putut să vină la nunta al dracului, chiar asta nu a venit. Nu, dar spuneți-o neamnă dacă nu ești a vorbit chiar omenești. Da. Te duci la nuntă, spui să-i dai mai puțin, zice, mi-o dau mai puțin, uite, dar la ce dracu au mai venit? Nu, mai puteai să te ia acasă, nu ne-o plătinești meniu. La 16 minuți, numai câte 10 milioane, puneți unde s-a, cam, credeți că vin bani undeva din cer? Haideți să fim, adică lucrurile astea, bine, sunt niște lucruri care până la urmă și de partea personală. Dar și de partea asta de imagine și de partea asta administrativă, țin foarte mult de toate lucrurile astea la un loc. Adică este un ansamblu. N-am spus niciodată, asta nu înseamnă că trebuie să mă vezi că am venit cu flaneaua ruptă, că am venit cu părul încârligat la serviciu. Nu cred că cred că reprezint totuși comuna asta așa cum o reprezint și unde mă duc și prin la ministerie și prin unde mă duc. Eu cred că am reprezentat-o așa, cu cinste și cu mândrie și n-am lăsat capul jos nicăierea. Și nici nu-l voi lăsa pentru că n-am de ce. Dar ca și idei, sincer, chiar mă mândresc de lucrurile care s-au făcut. Nimeni nu poate să iei lucrurile care s-au făcut din spate. Chiar nu poate să le iei. N-au decât să adaugi să facă lucruri mai frumoase. Dar ca să le iei din spate lucrurile astea, nu poate să le facă. De vorbit, gura fără ei, poți să vorbesc cu toți. E cel mai ușor. Dar cel mai greu e să faci. Asta e mare diferență. Dintre a spune și a face. Nu mă prea, nu sunt lucrurile așa să mă drâne. Vai, chiar m-am drâmat. O încercat destui să o facă. Dar datorită faptului că oamenii și așa spus și mereu spun și pe Facebook și așa, datorită că chiar am parte de o comună, de oameni foarte niștepți, frate. O parte nu, că asta e viața, nu putem trebuie pe Facebook. Cum și eu am o parte proastă, că nu sunt cel mai niștept din lume. Dar am parte de o comună cu oameni foarte mândri, foarte niștepți, oameni gospodari care știu ce vor. Oameni care s-au dus prin lumea asta și au văzut lucruri, oameni care trăiesc prin lumea asta și se mândresc cu lucrurile care sunt făcute acum. Chiar am, credeți-mă, am văzut în alte locuri lucruri întunecate, grav, tare, dacă vă credeți. Nu vreau să aduc aminte cum și ce spune a fost și ce am văzut. Suntem la un nivel super înalt. Eu vreau, doamna primar, până vă calmați. Dar nu că nu, chiar nu am nicio problemă, sigur. Eu vreau tare mult să spun și domnului Costel, mi-a fost rușine, domnule dragă, Patrichi Petruț și doamna educatoare soția lui mi-a fost elevi.
aveți cuvântul meu de onoare, mă opriți și o ziți, domnul Biac, și dumneavoastră și domnul Costel sunteți consilieri în zona asta. Spuneți-mi și mie, nu puteți spune stop la toți tinerii care fac minunile de pe lume în părculețul ăsta de aici? Mi-a arătat filmat pe aparatul telefonic al lui până și o mașină roșie și copiii care s-au urcat pe stâlp și fetele, culme, doamna primar, fetele ce vocabular folosesc, cele două nepoțele lui Petruț, greșesc, nu putea să iasă în față, în părculețul din fața casei, că auzeau toate mizerile de pe lume. Eu am spus nu cu răutate, cu blândețe în glas. Însă așa, mă urc în mașina poliției locale, un, doi polițiști și trec la 10-11 de noapte, astăzi mă duc în Brănești, mâine trag o fugă până în Valea Șoi să văd ce mai fac romii și așa mai departe. Nu am spus-o cu nicio răutate. Dacă într-una dintre ședințe o să-mi dați voie să vă spun tot ce se întâmplă cu derbedeii ăștia care beau pe aici și pe piața asta pe aici și pe față de la Profi, o să vă facem semnul cruce. Cam ce pot să fac? O luat oporul din curte, l-o cazat pe derbedeu care a făcut pușcărie în casă la el și seara i-o dat cu toporul să-i distrugă piciorul și i-o tăia piciorul. Da, mă iertați. Poliția locală are posibilitatea să ia și măsuri? N-are posibilitate, din punct de vedere ilegal, poliția locală n-are posibilitatea să ia măsuri pe care dumneavoastră. Astea sunt cițânii de bătăi, cițânii de... Da, exact asta de Poliția Națională, dar când a fost cu bătaia, când a fost, eu am fost acolo, am fost și i-am despărțit ăsta al Balabar să rea la mine, în față, la Profi. Ce discutăm? A spus la Poliția Națională de nu știu câte ori, domnule, luați, unul are acti că e nebun, n-are ce să-i facă, ei se bat între ei doi, că doar ăștia doi, se bat între ei doi, ăla nu depune plângere, ci că e prietenul unul celălalt și pentru că-s prieten nu vrea să-l faci în pușcării, ăștia se roagă să depună plângere, că mai are și din urmă, din făcut, nu știu, ci ca să poate ei, ca să-i niște astea, n-are, pe cine și cum. Și în afară de asta, că acum ca să vin tot, știți, suntem de-o partea plină, apăr, nu. În fiecare comună sunt de aici, am văzut, pe unde am trecut și prin București și așa, nu erau decât crâșbi de astea, bom, de astea unde stăteau, câți 2-3 dimineața, începând de la 6, cu rachiu în mână, și așa și începeau ei ziua. Deci chiar am văzut, chiar m-am uitat și am văzut. Uite, frate, sunt vizitat, mai sunt de aici, să văd că nu sunt, aici nu chiar, n-au nicio treabă. Noi, hai să, da, vă noi, să vă prezint și o cărțulie scoasă de Alina Ionela Busuioc, fata directorului Busuioc ce lucrează la noi, Daniela Roxana Grecu, o știți, e directoarea de școală, și urmează doamna Diana Narcisa Miclăuș și fostul director Ioan Busuioc. Aveți cuvântul meu de onoare, este benefică cărțulei, eu am citit-o din scoarță în scoarță și l-am pus pe Teodor la cele mai grele teste de română și tare mi-ar place să văd un polițist local că un test de aici a scris de doamna primar și de colegii noștri. Atât spun. Mai mult, Diana, mai mult nu spun. Polițiștii locali vă vorbea și-au dat testele și examenele cum au trecut. Acum nu trebuie să mai spun eu cum ne-a dat. Vă spun eu și domnul Dubrăvăscu. Da, normal, doamna spune. Eu deja spuneți alții. Le-au dat bine, cum le-au dat în trecut, alții s-a angajat, sunt stat. Cel mai deștept a fost Cristi Dragasan, felicitări. Păi el o să-l pune șef de birou. Da, domnul Balabar, vă roagă, să mergeți un pic la bucătărie în partea cealaltă, să serviți o cafea pentru când dumnealui pentru băiat. Am spus, da, totuși, până la următoarea ședință,
N-ar fi rău să spuneți, dar de doi măcar, fiecare sunt genul cel de grav, așa, doi consilieri, în fiecare o săptămână sau cum, să știm că săptămâna să service cineva, pentru că ar prinde bine și atunci o să vedem. S-a spus acum, dintre consilieri nu știu câți o să poate, că toată lumea are treburilor, eu știu cum e, toată lumea are, da, că toată lumea și mai ales că vine acum sărbătorile, o să fie toată lumea cu porcul, cu porcul la copil, cu să trimeat cu pachete, să... Nu asta am să spun. O spun că o să ies mai des, o să ies mai des băieții de la poliția locală, o să ies în fiecare zi. Și iar națională, știu. Și națională. Și națională, dar să știți că aici e o problemă cu poliția națională, mai sunt băieții ăștia doi, ei lucrează schimburi. Nu numai că lucrează schimburi, sunt foarte puține, acum au rămas numai doi, când au de făcut să plece pe teren, au și zeme și scorțele, adică e foarte mare arealul pe care... Și ajung și foarte, și ajung aici, dar dimineața sunt aici, au telefoane, am văzut că sunt lăsate aici, ajung aici, dar na, și nu, chiar și în ultimul timp, chiar nu prea am avut așa, de când cu ăștia, cu, apropo de cine a spus, dar i-am mai văzut coborând și la ceană. Coboară și Poliția Națională, din pe ăștia cu carnet, ziceți ăștia cu rutiera, iar a văzut din multe ori și stau la podul, să știți că și la Cernu și am văzut și pe Rusăiești. La un moment dat, acum zilele trecute, erau aici și la Valea Șoșii și opreau pentru carnet și pentru... Adică chiar Poliția Națională. Asta e lucru bun, că mai face ordine. Da. Acum, ordinea în ceea ce privește permis și așa, nu știu, că ordinea oricum, dacă... Pe mine m-ar interesa mai mult de partea asta de ordine publică care se întâmplă, că, de exemplu, sunt destui care, nu numai faptul că fac panoramă și stau și se bate, fac o mizerie de atât și cumpără și așa, aruncă prin față, pe acolo, n-au nicio treabă, nu știu ăștia, de gunoi, nu știu ăștia că trebuie să pună la gunoi, că n-au nicio, din punctul ăsta de vedere, iar e un lucru răstau și beau, aruncă sticlele pe acolo, să bat, să... Avem vreo 4-5, avem, sunt... Nu pot fi constrâns, domnule, iată, eu pot să-l constrâns pe starparul, puteți să faceți dumneavoastră ce vreți de rost, starparul, de exemplu, n-am ce să-i fac. În colaborare chiar cu Poliția Națională, Poliția Locală. Și ce să-i facă, domnule, dumneavoastră spuneți, ce să-i facă lui starparul? Poliția Națională cu Poliția Locală și cu mine. Atenționează, hai din toate, eu dacă mai suntem cu atenționat, dar ce să-i mai fac cu atenția, dar cine mă bag în seama? Dar ce bun simț are, nu mă bag non-stop, el pic în cap, dar ei trebuie să-i pun mâna la gură, în sens ca să pot să fac ceva cu el, să-l țin din gură vreo două zile. Îi dă o amendă și pe aia mi-învățim da, în picior. Da, care-i dă amendă? Dă-i amendă și vine amendă la primărie și ce-ți plătească? Eu ceri un leu și stă după chiștoace prin fața primăriei. Cu ce să-l atenționeze? Ce să-i fac lui Rachi, domnul Bia? I-am dat casă, acolo casă, i-am dat camera aceea unde să nu stai să doarmă aici, să îngheță, să-l găsăm înghețat, îl dăm jos cu ranga de prin vreo... Ce putem să facem decât atâta? Poți să-i bag pitați acolo cu dăm foc la școală? Să omoară unul pe altul, doar poți să fac și de astea când îți besc, doar vedeți cum stă treaba. Păi eu avem așa cum îi avem aici, ăsta așa, noștri, sfii satului nostru. Na, au fost și ei buni la vremea lor, au fost și oameni, că nu tăi s-au fost așa. Că s-au ajuns așa, s-au ajuns din diferite circunstanțe. Nu ceriți nume, că nu dau nume, că ăștia te gândesc cu ce-o spus ăla acolo și să ia de familie sau de nepoțeală. Unul dintre ei e nepotul singurului pilot de avioane supersonice și mai ales asta de încercare prin perioada când Mărișoaia și familia Mareș era mare magnat în Comuna Podului. E nepotul unui astfel de om. Dar domnul pilot era un bețivan notoriu. Așa cum sunt și da, dar nu pot să spun eu. Dumneavoastră, vedeți acum că nu mai sunt care mai au grijă copiii de părinți și părinți de copii mai interesați din nepotul și din bătușa că era... Nu mai, ăștia v-am zis, eu îi văd să știu dimineața cât trăiesc, că îi văd pe la bucătării, vin și îmi dă ceva să mănânci, ca să nu moară de foame, le-am dus lemnii ca să aibă ce să încălzi, bineînțeles. Care le-au vândut, care au venit când au descarcat, dar lasă-i duci, că acum a descarcat ajutoarele, o să vină și el ca să descarce ajutoare. S-ar poarbă, dau un exemplu. Și cum s-au dus cu un pachet, s-au dus și l-au dus, eu nu puteți merge. Și au zis că fură unul dintre ei. Și-au luat-o, deci a
se cade, vă spun eu. Balaban de aici, din, nu știu, dar nu cred că e neam, nu. Nu. Balaban ăsta care cu, cu probleme de astea psihici. Nu, să nu faci la postul, că timpul. Care-i balaman? Spuneți că nu știu, domnul. Care se dă aici în față la postul, mereu. Ce putem să-i facem? El își, cum să zice? Nu. Dar ei-s frați, nu? Ăsta-i frate cu acela la ximete. Da, uite, dacă frasul ăla, ce poate să-i fac? Să-l cări după mașină, pe mașină cu el? Da. 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 Da